Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. După cum vedeți, pe masa mea de lucru am pregătit setul de cărți Mici reamintiri, Legea Atracției. Astăzi vă voi face prezentarea acestui set de cărți de Oracle și vom discuta puțin mai pe larg despre acest set. După cum vedeți, are un carton de bună calitate, această cutie. Este un set de oracol de 36 de cărți pentru a ne ghida spre bogăție și prosperitate. Autorii acestui set sunt Amy Zerner și Monte Farber, sunt soț și soție. Ce mai conține acest set? Deci 36 de cărți. Vi le voi arăta mai pe larg puțin mai târziu. Și un mic ghid cum să folosim acest set și câte ceva despre autorii setului. Dar haideți să începem. Deci, ce spun autorii despre acest set? Toți avem nevoie din când în când de mici reamintiri ca să ne ajute în a atrage mai mulți bani, securitate, abundență și prosperitate în viața noastră. Acest set de cărți de oracol a fost special creat de autorii Amy Zerner și Monte Farber pentru a te ajuta să fii atent, mai receptiv, să simți ceea ce îți dorești pentru ca să te bucuri de viață din plin și să obții prosperitatea pe care o meriți. Extrage o carte, meditează la lucrarea de artă a artistei Amy Zerner și primește mesajele specifice a autorului Monte Farber. Pentru a atrage bogăția și de asemenea cu ajutorul acestor cărți și mesaje, poți să îți transformi puterea de manifestare și aprecierea. Se transformă provocările zilnice în oportunități pentru a atrage succesul. Se mărește abilitatea de a atrage energie pozitivă în viața ta de zi cu zi. Iar conform autorilor, cu mici reamintiri, legea atracției, visurile mari pot într-adevăr deveni realitate. Cum funcționează legea atracției? Haideți să vedem. Legea atracției se produce atunci când te concentrezi pe aspectele negative din viața ta. Se pare că atunci atragi mai mult negativism, iar când te concentrezi pe aspectele pozitive ale vieții, inclusând circumstanțele pe care ți-ai dori să le manifesti, se pare că atragi și creezi mai mult succes în viața ta și viața automației se va părea mai frumoasă. Convingerile puternice și programarea inconștientă vor afecta modul în care îți trăiești viața, în modul în care arăți, chiar și atunci când ții un discurs sau când ai un dialog cu alții, sau răspunzi trimițând semnale clare care pot funcționa pentru tine în favoarea ta sau dimpotrivă în defavoarea ta. Acest principiu este vechi și îl găsim chiar și în învățăturile lui Isus, care spunea: tot ceea ce vom semăna, vom și culege, iar Buddha spunea: tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am crezut. Citind cărți despre cum să ne atragem și să ne obținem succese, nu ne vor face în secunda următoare mai pozitivi în gândire și cu țeluri specifice de a atrage succesul. De aceea avem nevoie în fiecare zi de mici reamintiri, iar afirmațiile puternice ale acestor cărți îți vor ajuta gândurile și credințele să devină mai pozitive. Afirmațiile sunt declarații pozitive pe care le repeți de mai multe ori pe zi, deoarece îți reamintesc atât de obiectivele spre care te îndrepți, cât și de o modalitate de a reinventa schimbările pe care le faci în imaginea minții tale inconștiente.
Credința sinceră a afirmației pozitive, repetate de câteva ori pe zi și în fiecare zi, va ajunge la inconștient care te va ajuta să îți reprogramezi mintea pentru a întări tot ceea ce dorești să atragi. Aceste 36 de cărți sunt niște mementorii blânde care te pot ajuta să îți menții intenția și să îți imaginezi succesul în viața ta. Și nu numai să îți imaginezi și să-l magnetizezi în viața ta. Legea atracției ai folosit-o și puterea afirmațiilor la fel aproape toată viața ta. Felul de afirmații pe care majoritatea dintre noi au obiceiul de a le folosi sunt fraze ca nu sunt așa de succes ca și respectivul sau respectiva, nu sunt suficient de atractivă, de atractiv, nu am destul și așa mai departe. Și cel mai rău este când afirmi nu pot să mă schimb. Mintea inconștientă primește aceste mesaje și imagini negative și, în consecință, își folosește puterea lor considerabilă pentru a se asigura că voința ta este îndeplinită. Deci dacă îți afirmi negativ, vei primi negativ. Dacă afirmi pozitiv, vei primi pozitiv. Ceea ce trebuie să facem este să reînlocuim afirmațiile negative cu cele pozitive și cu cele constructive și să fim pregătiți să ne îmbunătățim viața. Iar cu aceste mici reamintiri, cu aceste cărți de legea atracției, este posibil. Aceste afirmații, mai spun autorii, se bazează pe studiul nostru despre aceste adevăruri. Și ele sunt cele care au lucrat cel mai bine pentru noi. Am aflat, mai spun autorii, că atitudinile cele mai negative despre noi înșine sunt rezultatul rănilor din trecut, ale psihicului nostru, vocile critice ale noastre sau ale altora, așteptările neîndeplinite și lecțiile mai dure ale vieții. Afirmațiile noastre ne-au ajutat să îmbrățișăm faptul că merităm fericirea și succesul. Legea atracției, deci acest set, afirmă și susține că trebuie să elimini vechile modele de credințe restrictive și să nu te mai lași dărâmat de oameni sau și de împrejurări negative. Afirmațiile noastre pot face acestea toate și chiar mai mult decât atât, dar trebuie să crezi cu fiecare fibră a ființei tale, fiecare cuvânt pe care îl rostești, fiecare cuvânt al afirmației în timp ce o spui. S-ar putea să te simți la început ca un actor care repetă mereu același rol sau aceeași propoziție, dar curând vei fi capabil să vezi adevărul în tot ceea ce spui și afirmațiile tale își vor face treaba, ajutându-te să reprogramezi dialogul interior în autovorbire, ceea ce te va ajuta să obții ceea ce îți dorești și să nu fii un critic interior care te sabotează. Cartea pe care noi o alegem zilnic are mesajul pe care trebuie să-l auzim și să-l repetăm, să fim atenți la el. Apoi repetăm mesajul până când simțim că ceea ce afirmăm credem, cu cât de mult putem să credem ceea ce spunem. Apoi vizualizăm cu ochii minții cum se schimbă situația în bine, iar cuvintele ne scufundă inima, mintea și întregul corp. Cuvintele cu imaginea cărții lucrează împreună pentru a balansa logica cu intuiția. Este important să-ți reamintești să repeți afirmația sau mesajul de mai multe ori pe zi. Dacă, de exemplu, este greu pentru tine să crezi în una sau mai multe afirmații din acest set de oracol, este semn că trebuie de lucrat din greu în aspectul sistemul crezurilor sau a credințelor. Cu răbdare, repetă mesajul, iar aceste mici reamintiri zilnice
te vor ajuta să îți creezi un obicei nou de a gândi mai pozitiv despre tine, despre abilitățile și scopurile tale. Această practică îți poate schimba viața de la cea de acum la viața pe care ți-ai dorit-o întotdeauna. Visurile, conform autorilor Amy Zerner și Monte Farber, pot deveni realitate cu ajutorul acestui set. Mici reamintiri, legea atracției. Și acum să vă arăt câteva dintre cărți. Deci avem magnetism. Pe unele dintre ele le cunoașteți deja, pentru că noi am început să folosim acest set de câteva zile, poate 2 săptămâni sau 10 zile, cam așa. Magnetism, avem imaginea, iar pe spate este mesajul. Atrag și magnetizez tot ceea ce am nevoie pentru ca să obțin ceea ce vreau. Foarte frumos mesaj. Gratitudine, aceasta este imaginea. Mesajul, sunt apreciez ceea ce am, deci abundența pe care o am în viața mea, în ziua de astăzi. Deci trebuie să mulțumim pentru ceea ce avem și abundența pe care o avem în viața noastră de astăzi. Deci autorii spun că imaginea lucrează împreună cu cuvintele pentru a crea o balanță. Avem flow, avem receptivitate, oportunitate, fără dubii, motivație, focus, deci concentrare, intuiție, practică, suport, susținere, fără atașamente, vizualizare, comunicare, răbdare, generozitate, prietenie, respect, ambiție, instinct, universul. Universul, ia uitați ce carte frumoasă are universul. Foarte frumos. Universul îmi va arăta drumul corect pe care trebuie să-l iau pentru a ajunge la scopurile mele. Foarte frumos. Curaj, atitudine, putere, credință, relaxare, flexibilitate, onestitate și așa mai departe. Deci 36. Este un set minunat cu care eu rezonez foarte bine. Poate că și unii dintre voi la fel simțiți că rezonați. Iar pentru cei care nu rezonați cu aceste cărți, cu aceste mesaje, nu, aceste citiri nu sunt pentru voi. Dar nu strică în fiecare zi să avem aceste energii pozitive în prejurul nostru, în viața noastră, pentru a atrage mai multă pozitivitate spre noi. Cu acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, pentru interes. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Puteți să distribuiți acest video, ca și toate celelalte pe care doriți să le distribuiți prietenilor, cunoștințelor. Vă doresc o lună aprilie în continuare minunată, multă iubire, multă sănătate și până data viitoare, numai bine!